Un alt moment fericit are loc și în familia lui Călin Popescu Tăriceanu. Președintele Senatului își creștinează la Biserica Mănăstirii Cașin cel de-al treilea copil cu cea de-a cincea soție, Loredana Moise. Conform unor surse apropiate, și Victor Ponta este așteptat la eveniment. Colega mea, Alina Solocean, este acolo și ne dă mai multe detalii. Alina, au ajuns toți invitații? Găsit au ajuns în urmă cu aproximativ o jumătate de oră invitate aici la biserică, la fel și președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, alături de soția sa Loredana și de fiul pe care îl botează astăzi, Tudor. Este un eveniment destul de discret, Călin Popescu Tăriceanu nu a dorit să facă declarații. Știm însă că la ora 19 va începe o petrecere la un restaurant din capitală, la care sunt invitați mai mulți senatori, printre care chiar și premierul Victor Ponta. Vă reamintesc că acesta este al treilea băiat pe care îl are Călin Popescu Tăriceanu. Soția sa a născut în decembrie 2014. Rămâne de văzut dacă la finalul acestui eveniment, la finalul botezului, Călin Popescu Tăriceanu va dori să facă declarații.